Bun găsit și astăzi la Elixir Gossip. Avem o nouă ediție și un nou invitat special. Mike Valentin Cioacă este alături de noi, tocmai de departe, din Belgia. Bun găsit! Salut, mâna! Bine v-am găsit! De departe, așa cum spuneam. Da, da. Ce să facem? Dacă așa ne-a împins viața asta, drumul vieții, să facem ceva cu viața noastră. Acum cât timp ai plecat din România? Acum 5 ani de zile am plecat în Belgia, imediat după ce m-am lăsat de box. Chiar așa, ce te aduce în RXF? Am văzut, ești foarte viral, ai filmulețe cu 900.000 de vizualizări, cu toate au peste 100.000. Dar cum ai ajuns la RXF? În primul rând oamenii m-au promovat, m-au lansat, că dacă nu erau ei, eu doar am postat videourile cu mine, gen ce fac eu, ce am făcut eu, performanța mea, munca mea. Și m-au ajutat, ei au preferat ei să mă susțină, să îmi distribuie videourile. Nu sunt chiar așa de viral, deoarece eu nu fac live-uri, nu mă joc pe provocări, dar sper să... Ajungi și acolo. Vă dați seama. Am văzut că te-ai aruncat așa la cei mai puternici din RXF, ai țintit către niște nume, wow! Da, pe prima dată am țintit la Neveu, pentru că este foarte viral. Apoi la Meco. Meco mă inspiră cel mai mult, pentru că este, în primul rând, este un băiat super educat, un sportiv bun. Iar ca să fii cel mai bun în viață, eu am învățat de mic, trebuie să lupți cu cei mai buni. Uh-huh. Și asta este educația mea. Întotdeauna am țintit primul loc. Niciodată nu m-am mulțumit cu bronzul, să spun așa. Tu ești de 11 ori campion, din câte știu eu. Da, din 2007 până în 2016, dar au fost ani în care am avut voie să lupt, de exemplu, și la tineret, și la seniori, uh-huh. și la campionatul universitar, și am ieșit și de două ori campion într-un an. Foarte tare. Ce voiam eu să menționăm și să vorbim este ultima provocare pe care tu ai făcut-o și cu care ești cu adevărat viral, are peste 950.000 de vizualizări, cu Mihai Aftănase. Da, da. Ce m-a făcut să-l provoc pe Mihai este un singur motiv. Nu-l cunosc pe domnul Sandu Lungu, okay. doar de la televizor, personal nu-l cunosc. Este un nume mare, este o legendă a sportului, iar cel mai rău m-a deranjat că l-a provocat pe dânsul. Uh-huh. El fiind un copil, este și mai mic ca mine la ani, Mihai. Dacă ești sportiv, nu prea poți să-ți permiți, din cauza performanțelor, să provoci sau să atentezi la munca. Omul ăsta, pe bune, este legendă și trebuie apreciat și respectat. Iar eu, fiind sportiv și mai slab decât el și văzându-i potențialul lui, eu cred că nu are nicio șansă în fața mea. Dar care reguli crezi că te-ar avantaja mai mult? Clar boxul, nu? Bineînțeles, peste 70 de kilograme, cu oricine nu contează. Chiar și cu antrenorul lui Meco am curaj să mă lupt. Tot așa, un nume mare, dar pe brațe cu oricine din RXF. Și totuși sub 70 ai de kilograme accept, da, da, desigur, pe, dar altfel nu mai făceam afirmația asta. Sub 70 de kilograme am curaj cu oricine, pe orice stil. Wow, asta e un... Din RXF mă refer, nu din pot RXF, să, de clar. Exemplu, cu mare campion. Că acum nici eu nu mai sunt sportiv, din 2016 sunt și eu, pot să mă consider TikToker. TikToker și om normal, că până la urmă ai o viață absolut normală, muncești ca noi toți. Desigur. Muncesc, am copil, am familie. Să-ți trăiască și să fiți fericiți. Să răc mâna la toată lumea. Zi-mi care sunt principalele tale trei calități în cușcă, în cușca RXF, mă refer, cu oricine. Pentru în primul rând, performanța de oameni în spate, anii mei de muncă. În al doilea rând, ambiția. Și în al treilea rând, dorința de afirmație. Deci îți dorești să devii cunoscut și consider că RXF e o rampă de lansare ca pentru mulți. Vă dați seama, a luat o amploare foarte mult, numai în România, în toată Europa. Și ar fi o mare onoare pentru mine să pot să lupt cu oricare, nu este problema. Uh-huh. V-am zis, peste 70 de kilograme doar pe brațe aș prefera. De exemplu, cum este Neveu cu antrenorul lui Iancu. Doar pe brațe. Nu contează mânușile, poți să-mi dea și mânuși de instalator, nu este problemă, orică sunt de RXF, ori de box, nu contează. Dar am văzut că spuneai acolo că îi bați pe mulți dintre cei care sunt în galele noastre cu palma. Pentru că eu, de exemplu, la noi în sport, în box, se spune când anticipezi sau când vezi talentul, se spune că ai ochi.
Iar eu am, vă dați seama, dacă lucrând cu sportul de contact, am ochii, văd viteza lor de reacție, văd, Meco are o viteză bună, dar numai că are brațele foarte scurte și nu le dă cum trebuie gen loviturile scurte, poate da oricine că el, dacă le-ar da mai corect și mai întins brațul, n-ar mai fi același impact vizual. Cum ți s-a părut meciul lui cu Lucky? Sincer, era de așteptat, pentru că băiatul ăla face doar sală și actorie. Și atunci cumva te-ai așteptat? N-a fost wow. La primul schimb de lovituri s-a terminat. Oricum pare, pentru noi luptătorii, pare un pic fake. Gen, teama lui de a continua. De nu părea un om care să fie deja bătut și nici nu l-a prins bine, l-a picat. În provocarea pe care tu i-ai făcut-o lui Meco, îl menționai și pe Golden Boy și spuneai că ești mai aproape Boy, de... Da, desigur. Golden Boy a fost colegul meu la lotul național. Am stat și la Dinamo cu el în cameră. Este un sportiv foarte bun, dar știam că el nu o să lase America pentru Eric Sef. Pentru că este foarte greu să ajungi acolo, iar dacă el se întorcea, nu conta suma. Pierdea, nu mai se întâlnește niciodată cu visul american, poate. Și atunci consider că a fost doar o strategie pentru a face vizualizări și urmăritori sau pur și simplu la un moment dat chiar a luat în calcul să intre în cușca Eric Sef? Vă dați seama că și el este un luptător și ar fi dorit, dar a stat mai bine, s-a consultat cu apropiații lui și a luat decizia asta. Asta este părerea mea. Tu te-ai întoarce din Belgia pentru... Păi dai 50 de euro, 70 de euro biletul de avion. Deci se pune problema. Da, una e din America. Nici eu n-aș veni sincer să fiu din America. Iar eu n-am provocat ca să am urmăritor pe live-uri, pentru că știți de ce nu fai live-uri? Haideți să vă spun. Eu am un copil de 2 ani și 8 luni, iar pe live-uri intră tot felul de oameni și cea mai mare durere în suflet pentru mine ar fi să mă înjure unul de copil sau de familie. Pe mine pot să-mi zică, că mulți îmi zic, bă, e schilot, mă bate în covoare, că nu mă supăr. Numai să nu mă înjure de familie sau de copil, că n-aș putea să fac nimic, nici n-aș avea cum să reacționez. Probabil cel mai rău aș plânge în mine și aș fi supărat. Și așa că vrei să eviți. Încerc să evit. Da, încerc să evit din tot sufletul meu. Se vede că ești familist și cred că e un lucru mare asta. Este tot ce mi-am dorit eu vreodată în viața asta și... Eu am crescut fără părinți și mai exact și eu vreau să tot ce n-am avut, eu vreau să ofer copilului meu. Mai da, te întoarce la un moment dat definitiv în țară? Cu familie? Nu, niciodată. Nu? Pentru că știți de ce? N-am ce viitor să ofer copilului meu. În România, în ziua de astăzi, oamenii sunt invidioși, nu știu să poartă o conversație și ce să învețe copilul meu, să fie rasist, invidios, că de ce are la alții Adidas și aici termină de bine de rău, mă chinui să facă o școală și iasă direct cu meserie. Deja în străinătate te bagă ei de la școală. Am înțeles. Deci sunt alte posibilități. O să-l îndrum, clar. Da, vă dați seama. O să-l îndrum și spre sport, indiferent și toți copiii, nu neapărat spre box, și tenis de masă, și badminton, orice, numai să facă sport. Cine îți place din Eric Sef în momentul de față? Din cei pe care i-ai văzut că vor intra în cușcă? Păi, pentru mine un singur luptător, lumea știu că probabil o să râdă, dar pentru mine un singur luptător mi se pare cel mai inteligent. Este Zanoga. George. Și o să vă explic de ce. Pentru că în sporturile de contact, de ce să dau 100 de lovituri și să primesc 99? Lumea îl critică că dă și fuge. N-ai cum niciodată. Nu poți să stai în ploaie fără să te uiți. Mai bine dai 2-3 lovituri și nu primești niciuna. Asta e cel mai avantajos și cel mai inteligent luptă. Dar ți-ar Iar plăcea al doilea un meci cu el? Meco. Sincer să fiu, nu cred că aș avea. Singurul care n-aș avea șanse în fața lui. Eu sunt corect, realist și foarte corect. Nu prea aș avea șanse. Poate pe brațe aș face apropiat de el, dar pe picioare nicio șansă. Deci consider că ai avea șanse în fața lui Meco, dar în fața lui George da. Nu. George, eu consider că îi poate bate pe toți din Eric Sef. Este foarte inteligent, George. Din punct de vedere tehnic și sportiv. Da, da. Asta contează cel mai mult. De ce să lovesc 100 de lovituri să primesc 99? Că lumea de asta l-acuză că de ce nu se duce la bătaie și că fuge. Dar el nu fuge. El își dozează efortul în primul rând și contraatacă. Lovește când trebuie. Este exact ca mine. Eu tot așa. Sunt un boxer defensiv-ofensiv. Pe greșeala adversarului. Lovești când trebuie. Da. Și de ce să lovesc și în gol și să mă arunc?
corect, să-ți risipești energia. Da, de exemplu, Neveu a făcut cea mai mare greșeală. S-a dus, a aruncat, a rezistat. Contează să fii și un bun încasător întotdeauna. În meciul cu Justițialul. Da. Am înțeles. Mi-ai zis de cei trei pe care i-ai provocat, așa că eu te invit acum să le transmiți un mesaj, pentru că cu siguranță va ajunge la ei. Hai să începem cu Meco. Păi lui Meco i-am scris pe live, mi-a zis, frate, și eu i-am vorbit foarte frumos și tuturor le vorbesc, niciodată n-am vrut să comentez unui sportiv urât. I-am scris, frate, te salut cu respect, mi-aș dori să lupt cu tine pentru că sunt mai aproape decât Golden Boy și știu că Golden Boy nu va veni. Și mi-a zis, frate, și eu te respect, dar vorbește cu cei de la RXF, nu cu mine. Dar dacă chiar vroia, că probabil a văzut și videourile mele, cum a spus și cu Golden Boy, sunt așteptat, interesat, haide să-i dăm drumul. Dar are o teamă, pentru că eu pe brațe, oricând, la orice oră din zi și noapte, doar cu stânga. Eu ador stângacii. Stângacii sunt foarte periculoși, poate pentru că dau foarte bine în ficat, exact cum a fost un meci celălalt, dau și un dezavantaj, stau cu ficatul în față. Iar eu sunt dreptat și este cum ar fi, e pe mâna mea. Deci ce trebuie. Hai să trecem și la Aftănase. La Aftănase nu, acolo e problema. Nu prea are, nu prea are un caracter din ce se vede, nu prea știe să vorbească. E un copil, înțeleg, e născut în 96 sau în ce an e născut, dar mi-aș dori să-l cu el. Nu prea am ce să intru în polemici. Să-i dai o lecție. Da, asta este singurul motiv care aș vrea să lupt. Și prima persoană la care te-ai gândit tu a fost Neveu. Neveu. Și Neveu a fost singurul dintre toți care mi-a răspuns și frumos. Bă, frate, tot așa mi-a zis. Nu te cunoaște lumea și am alte priorități. Eu zic că te cunoaște lumea la câte vizualizări. Acum, posibil, e și prietenul meu pe TikTok, Neveu. Bun, ne-am împrietenit, ne-am dat follow reciproc, dar dacă el are alte priorități, nu poți să cad pe capul unui om. Dacă omul îți răspunde și spune, bă, frate, nu, că am alte priorități sau alea, nu poți să cad să-l stresezi psihic, bate-te cu mine, fă-ți sau să-i vorbesc. Până la urmă, îmi vorbește și-l urât și nu mi-ar conveni. Da, intrați în polemici. Așa că respectat, da, i-am respectat decizia și... Să vedem ce se întâmplă. Continuă să faci ceea ce faci, că faci bine. Maică, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi în seara asta și că ne-ai împărtășit așa din experiența ta. Felicitări pentru numele pe care l-ai dus acolo, pentru numele țării. Și eu din suflet. Și sper să ne vedem curând. Așa să fie și îți doresc mult succes în tot ceea ce faci. Iar voi, cei de acasă, nu uitați, filmuleți viral, TikTok și deveniți următorii noștri invitați. Pe curând! Salut, mâna! Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare sâmbătă de la 19:30 să urmărești RXF Gossip alături de mine și cei mai tari invitați.